Bună seara, numele meu este Alexandra Nadane, sunt președintele Asociației România pentru Viață. O parte dintre dumneavoastră mă știți prin prisma Marșului pentru Viață. Sunt din când în când oameni care vin și întreabă, domnule, cum aș putea să mă implic și eu în activități pro-viață sau cum aș putea să schimb societatea, lumea în care trăiesc? Și am obiceiul de a spune că e nevoie de o locomotivă, de un om care să știe ce vrea de la viață, să aibă un obiectiv și să lupte pentru el. Și dacă este să vorbim de Cătălin Vasile, e un om care și-a dorit să mărturisească viața, credința, familia și a luptat pentru asta. Să faci o televiziune online necesită trei lucruri. Continuitate, informare și unitate. A reușit să le aducă pe toate acestea împreună, dar nu singur, cu ajutorul unor oameni pe care i-a inspirat și care s-au inspirat din munca lui și s-au alăturat. Cam la fel s-a întâmplat cu Marșul pentru Viață în ultimii ani, pentru că în 2012-2013 erau vreo 25-30 de orașe în care se organiza Marșul pentru Viață. Anul acesta, Marșul pentru Viață s-a organizat în 670 de localități din România și Republica Moldova, mii și zeci de mii de oameni care au ieșit pe străzile orașelor pentru a mărturisi viața, pentru a-și mărturisi dragostea pentru femeile în grijă de sarcină și pentru copiii nenăscuți. Și, desigur, când am venit aici, Cătălin mi-a zis, uite, vorbește despre comunicarea pentru viață, de ce e nevoie de comunicare pentru viață? Și aș putea să dau două exemple, înainte să fug de pe scenă. Este vorba de acum mama unui copil cu sindrom Down, care a ales viața pentru că a citit la mine pe blog o mărturie despre un copil cu sindrom Down și o altă tânără care a ales să rămână în România să se implice în voluntariatul pro-viață pentru că pe Facebook a văzut niște exemple de activități pro-viață. Desigur, sunt mulți oameni care zic, domne, este plină lumea de știri negative, nu mai pot să schimb nimic. Dar știți și dumneavoastră foarte bine că aveți puterea de a inspira pe alți oameni să facă bine. Uitați câți oameni a inspirat Cătălin în seara asta să facă bine, să fie aici, să mărturisească binele, frumusețea, adevărul și să încurajeze să se alăture aceste televiziuni. Aș încheia, nu știam, n-aveam nicio idee că în seara asta va fi acest slogan, fii lumină, dar m-am gândit să închei cu această idee, că da, este mult întuneric în lume, nu poți să schimbi tot răul din lume, dar poți să fii o lumânare aprinsă într-o cameră întunecată, dacă este suficient o lumânare pentru a produce lumină, iar de la acea lumânare, cu siguranță, se vor aprinde și alte lumânări și în final vor lumina camera. Așadar, fiți lumină, mărturisiți viața, inspirați-i pe oameni să facă bine.